România înregistrează cel mai mare număr de infectați de la începutul pandemiei. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 5.028 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct, de cazurile nou confirmate în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 876 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. La nivelul județului Satu Mare, în data de 23 octombrie 2020, se află în carantină la domiciliu 911 persoane. Până în prezent, la Satul Mare s-au înregistrat 930 de vindecări și 30 de decese cauzate de coronavirus. În ultimele 24 de ore la nivelul județului s-a înregistrat un caz de îmbolnăvire cu COVID-19, în rândul elevilor dintr-o unitate de învățământ din mediul urban. Cursurile din clasă se vor muta în sistem online. În județul Satul Mare, 51.057 de elevi sunt înscriși în învățământul de stat și 672 în învățământul particular. Au fost efect 32.767 de teste. În Marea Mureș s-au înregistrat 1.465 de vindecări și 158 de decese cauzate de coronavirus, în carantină aflându-se 1.834 de persoane și în izolare 212 persoane. Până astăzi, pe teritoriul României au fost confirmate 201.032 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 144.429 de pacienți au fost declarați vindecați. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 3 milioane. 2800 de teste. Dintre acestea, 35351 au fost efectuate în ultimele 24 de ore. 22018 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 13333 la cerere. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 10427. 782 de pacienți sunt internați la ATI. În intervalul 22 octombrie 2 23 octombrie 2020 au fost raportate 82 de decese. Până astăzi 6245 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.